Dar nu e, că riscăm să luăm profil. Ce merge, merge. Domn președinte, printre primii abonați ai noului sezon. Gândește-te că sunt vreo 55 de ani de când sunt abonat. Abonamentul e aici. Astăzi am luat un tichet cu care să intre la meci. Abonamentul e aici. Și nu numai la mine. Sunt zeci de mii, sute de mii în România care sunt abonați pentru că nu ești abonat la un sezon competițional. Ești, hai să spun între ghilimele, cu toate că sună urât, dar înseamnă foarte mult și foarte frumos, ești sclav unei mari pasiuni, unei mari iubiri. Universitatea Craiova. Credeți că va fi același număr de abonamente de anul trecut? Sunt suporte supărați, nemulțumiți în acest moment, cu ordine de zile înainte de a începe campionatul. Poate că unii sunt nemulțumiți, poate că unii simt că încă o dată am arătat un mare obiectiv, pentru mulți marele obiectiv înseamnă campionatul, dar în același timp cunoscând pasiunea oltenilor și dorința lor de a fi în permanență pe locul întâi și numărul 1, cred că se va întâmpla ce s-a întâmplat și în anii în care ni s-au furat un titlu, în anii în care nu ni s-au permis transferuri spectaculoase, pentru că intra Gică Hagi la facultatea la Craiova și pleca la sportul studențesc, intra Beloni la facultate, pleca înapoi la Steaua, dar lucrurile astea, frustrările și neîmplinirile, sunt sigur că ne vor uni. Iar ceea ce se va întâmpla, se va coagula o mare forță, o mare iubire, o mare pasiune și cred că acest nucleu de jucători care au confirmat anul trecut, pentru că, cum știți, o parte au plecat, întărit cu 3-4, nu sunt ușor de adus jucători de valoare, 3-4 jucători de valoare, pot să spună un cuvânt greu. Au picat unele transferuri până acum, doar un singur transfer până în acest moment. Ce se întâmplă? N-au picat transferurile. Transferurile nu pot pica. Sunt tentative care, dacă nu se materializează, nu înseamnă că a picat transferul. Sunt încercări, sunt și neîmpliniri, sunt probleme care, dacă încep să vi le spun, probabil că mulți le consideră ca circumstanțe atenuante sau ca scuze, dar sunt realitate. Sunt jucători care au copii și care nu au școală internațională la Craiova. Sunt jucători care au primit oferte în zone mai exotice și în țări în care se simt mai confortabil pentru că vorbesc limba și rămân acasă. Dar asta nu înseamnă disperare. Cum știți, și anul trecut au venit mai pe final. Lucrăm în momentul de față la 3-4 transferuri. Nu pot să vă spun nimic mai mult decât că încercăm să îmbunătățim calitativ locul. Ce jucător ați aduce dumneavoastră ca să vă ajute lupta pe timp? Dacă vă dau nume, atunci ne raportăm prea sus. Nu e vorba de jucători, nu e vorba de nume de jucători, pentru că nu individualitatea sau numele unui jucător creează sau dă o forță formidabilă unei echipe. Nu trebuie să stăm într-un jucător. Jucătorii de valoare n-am avut cum să-i păstrăm, au plecat. Dacă ar fi să spun într-un exercițiu de imaginație, aș spune doar că cei plecați, dacă am fi putut să-i păstrăm și ar fi astăzi la Universitatea Craiova, cred că problema titlului n-ar fi foarte accesibilă și obiectivul ar fi realizat fără mari sacrificii. Care ar fi noastre favoritele pentru sezonul acesta anunța pentru noi? Nu pot să vă dau favorite pentru că toți aspiră. În schimb, cred că ce s-a întâmplat în sezonul de-abia încheiat, faptul că a rămas o echipă ca Botoșani în afara podiumului, în ultimul moment, faptul că Dinamo după 2 ani de zile n-a reușit să prindă play-off, faptul că o altă echipă slab cotată, Mediașul, este campioana play-out-ului, voluntarii care s-a salvat, deci lupta pentru a intra în play-off și ulterior a se bate pentru titlu, cred că anul ăsta se va ține nu între 6-7 echipe, între 9-10 echipe. România o vedeți, campioana europeană la tineret? Alex, aș vrea, visez, ca România să facă o figură frumoasă. Sunt ferm convins de un singur lucru, în schimb, că generația actuală este o generație de excepție care
chiar din toamnă, de ce nu, își va spune cuvântul și pentru echipa națională. Vedeți antrenorul de Statea Craiova? Pe Mihaila? A, pe Mirel Rădoi cu Universitatea... A, dacă întrebarea mai concret, dacă îl văd pe Mirel Rădoi, antrenorul Universității Craiova. Așa cum a declarat și Mirel, în momentul de față se exclude această posibilitate ca el să vină la Craiova, dar nu se știe niciodată, să nu spui niciodată. Problema nu este ca Mirel să ajungă la Craiova, problema este ca noi să reprezentăm într-adevăr o forță majoră în fotbalul românesc și mai mult de atât să-i facem fericiți pe cei pe care îi cunoaștem, care sunt lângă noi, îi simțim și cărora n-am putut să le oferim un trofeu în acest sezon. Și Jumudică s-a vrut la Universitatea Craiova. Ei, multă lume se autopropune. Faptul că își doresc antrenori de prestigiu ca și Jumi să vină la Craiova, asta înseamnă că există un respect profesional pentru Universitatea Craiova. Jumi vine dintr-o zonă de efervescență majoră a Rapidului și ceea ce se întâmplă la Craiova are un grad de similitudine foarte mare cu ceea ce se întâmplă la Rapid. Așa că fotbal fără spectatori nu există. Atâta timp cât stadioanele sunt pline, cât efervescența este în continuă creștere, calitatea și fotbalul cresc. America nu a destinația jucătorilor români, după Mitriță și Tănase la FCSB și Băluță. Da, procesul de globalizare înseamnă că un singur lucru este evident, că Mitriță face o propagandă foarte bună fotbalului românesc, înseamnă că Alex este un jucător exponențial și asta reflectă în bună măsură și o piață, hai să spun, mai puțin vizitată de fotbal, de echipele din prima ligă americană, dar care prin sosirea lui Mitriță la New York City devine interesantă România. Va? De reacția suporterilor. Să mă tem de familia mea? Nu, cum să mă tem? De ce să mă tem de familia mea? Asta e bună. Mai repet o dată întrebarea ca să fiu sigur că ți-am răspuns. De suporterii Universității Craiova, ți-e teamă? Nu, no, cum să-mi fie teamă? De membrii familiei mele să-mi fie teamă. Niciodată. Mă simt dator. Și eu, și ei ne dorim ca Universitatea Craiova să performeze la cel mai înalt nivel. N-am de ce să-mi fie teamă. Pentru simplu fapt că atât administrativul, cât și tehnicul, cât și suporterii, prin energiile pozitive care le declanșează, vor un singur lucru. Și dacă avem un numitor comun în ceea ce visăm, n-avem de ce să ne fie teamă unii de alții.